Dragii mei, ați observat și voi faptul că Jador este marginalizat de toată lumea din momentul în care el s-a accidentat? Vom vorbi despre asta în acest videoclip și vom intra în detalii, dar înainte de asta vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, să-mi dați un like și un share acestui videoclip pentru a mă susține. Vă mulțumesc! Revenind! Jador este marginalizat de către echipa lui, de către faimoși, iar echipa adversă, respectiv războinicii, au un comportament neadecvat la adresa lui. Haideți să o luăm cu începutul. În momentul în care Jador s-a accidentat, de ce să nu recunoaștem, toată lumea, inclusiv echipa faimoșilor, și-au dat seama că au pierdut o persoană foarte bună, au pierdut un om bun din echipa lui. Jador a adus de-a lungul timpului foarte multe puncte valoroase faimoșilor. În momentul în care Jador s-a reîntors pe banca faimoșilor după aproape 2 săptămâni în care a lipsit, 2-3 săptămâni, dacă stau mai bine și mă gândesc, faimoșii l-au primit cu brațele deschise, însă Jador a venit cu o proteză care nu i-a permis nici până în ziua de astăzi să intre pe traseu. La început faimoșii l-au primit cu brațele deschise, însă după câteva zile ei și-au dat seama că, de fapt și de drept, nu au nevoie de Jador, pentru că Jador reprezintă pentru ei o amenințare. Ei și-au dat seama că dacă Jador se întoarce în echipă, el o să fie din nou cel mai votat de către public și astfel le ia lor șansa de a câștiga Marele Premiu, de a câștiga Survivor România 2021. Cei care au avut o problemă cu Jador a fost în mod special alianța lui Zani, compusă din Culiță, Ana Porgras, Cosmin, Zani, Chitoșcă. Ei au fost cei care au început să spună că ei nu și-l mai doresc pe Jador în echipă, ei își doresc ca Jador să plece acasă pentru că, și fiți atenți aici, pentru că Jador îi seacă de energie. Cosmin a spus faptul că Jador le ia energia prin glumele lui, prin susținerea lui. Jador, până la urmă, de ce vine lângă faimoși? De ce este pe banca faimoșilor? Pentru a-i susține. Glumele pe care Jador le face sunt la adresa adversarului. Glumele pe care Jador le face sunt pentru a demoraliza adversarul și pentru a-și ajuta echipa. De asemenea, Jador îi distrage pe războinici. Datorită lui Jador, dacă mă întrebați pe mine, faimoșii au câștigat foarte multe puncte, pentru că Jador a venit cu o energie foarte bună. Asta au spus și faimoșii la început. Ulterior s-au schimbat lucrurile. Culiță spune despre Jador că este un copil și că el unul nu-l mai bagă în seamă. Zani, pe de altă parte, spune în felul următor, citez: Jador e un bufon de clasa 5-a. Cosmin spune în felul următor, citez: este un vampir energetic, îi seacă de energie de fiecare dată prin toate glumele lui proaste, prin tot ceea ce vorbește, cum vorbește și cum se adresează și nu mi mai doresc să vină la niciun joc. De asemenea, tot el spune la un moment dat faptul că își dorește din tot sufletul ca la jocul următor Jador să nu se mai afle pe banca faimoșilor. Vouă vi se pare normal acest lucru? Vouă vi se pare normal ca Jador să fie exclus din echipa lui? Elena Marin spune la un moment dat, pentru că aceste discuții s-au desfășurat pe insula faimoșilor. Voi știți, la fel ca și mine, dacă vă uitați la Survivor, faptul că Jador în primele zile când a venit pe banca faimoșilor, el nu s-a alăturat acestora și pe insulă. Acum, în ultima zi, a venit și pe insula faimoșilor și a început să doarmă cu echipa lui, să spun așa. Da. Aceste discuții se desfășurau pe insula faimoșilor. Jador nu era de față. Și Elena Marin a spus în felul următor, le-a spus tuturor, în momentul în care au ceva de spus la adresa lui, să-i spună în față. Mi se pare normal. Mi se pare normal că în momentul în care te deranjează un om, să-i spui lucrurile în față. Nu să-l bârfești pe la spate, cum face alianța lui Zani. Nu mi se pare absolut deloc normal faptul că îl marginalizează pe Jador, pe motiv că, și aici punctez, pe motiv că face glume la adresa adversarilor, care din punctul de vedere al echipei nu sunt ok. Bun, deci pe Jador îl marginalizăm pentru că jignește, face glume la adresa adversarilor. Acum haideți să fac așa o comparație.
Zani și Sebastian Chitoșcă, când s-au unit ei și au început să o hărțuiască pe Elena Marin, să facă mișto de ea. Ce să mai, asta este cuvântul, să facă mișto de Elena Marin, să o jignească, să o facă în toate felurile. Ei nu au mai fost marginalizați de nimeni. Ei nu au mai fost marginalizați de către echipa lor. Culiță nu le-a mai spus că au un comportament de copil și că nu-i mai bagă în seamă. Cosmin nu a mai spus că Zani și Sebastian sunt vampiri energetici și că nu-i dau o stare bună și așa mai departe. Ei, doi bărbați care s-au pus pe o femeie, s-au pus să o jignească, s-au pus să... Ce să mai știți foarte bine că am vorbit despre asta, ei nu au fost marginalizați. Îl marginalizăm pe Jador pentru că face glume nesărate la adresa adversarilor. Nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt de acord nici cu comportamentul pe care l-are Jador. Dar acum, haideți să fim cinstiți. Așa a fost Jador încă de la începutul competiției. Așa a fost Jador de când a venit în competiție și până în prezent. Când a adus puncte și avea de asemenea reacții, dansa. Știți foarte bine că eu am vorbit despre asta și v-am spus că nu-mi plac reacțiile lui Jador, că mi se par deplasate și așa mai departe. Dar asta a fost de la început. Atunci nu mai era vampir energetic. Nu mai era considerat ca fiind o energie negativă pentru grup. Acum este. Când aducea puncte era bun, acum că nu mai aduce puncte, nu mai e bun. Da, dacă mă întrebați pe mine, eu consider că faimoșii, respectiv alianța Zani, Culiță, toți cei care fac parte din această alianță, și-au dat seama că Jador este un pericol. Și-au dat seama că Jador nu mai pleacă din competiție și că nu are de gând să părăsească competiția cu una, cu două și îl consideră o amenințare. Asta este părerea mea. Vă invit și pe voi să-mi lăsați comentarii și să-mi spuneți care este părerea voastră. Mi-am amintit de faptul că și Ana Porgras face parte din alianța lui Zani și ea a avut la fel ceva de spus despre Jador. Ea a afirmat faptul că Jador le consumă energia chiar și când nu este lângă ei, în momentul în care erau pe insulă, așa cum v-am spus. Iar acum haideți să trecem la războinici. Cei trei pe care i-am văzut foarte răzvrătiți, foarte vocali la adresa lui Jador sunt Starlin, Sorin și Maria. Maria care a fost un pic mai soft, aș putea să zic. Ea a spus că Jador este un bufon. A mai avut câteva cuvinte jignitoare, aș putea să zic eu, la adresa acestuia, însă cei mai vocali și în același timp agresivi, aș putea să zic, verbal și fizic, au fost Sorin și Stalin. Voi începe cu Sorin, pentru că acesta a făcut un gest la adresa lui Jador care mi se pare oribil. Oribil din toate punctele de vedere. Acesta l-a împins pe Jador. Jador având cârje. Eu știu, eu mă întreb acum pe voi. Voi ați împinge vreodată în viața asta un om pe care îl vedeți care cârje? Cât de deplasat poți să fii, pentru că acesta este un gest deplasat, să împingi un om pe care îl vezi că este în cârje. Că tu spui că se preface, că nu se preface, că se preface. Până la urmă nu este problema ta. Tu nu ești doctor. Sorin nu este doctor ca să știe el exact dacă Jador se preface sau nu. Cum să împingi un om care este în cârje? Și prezentatorul, și stafful, și nimeni din acea emisiune nu i-a atras atenția lui Sorin de faptul că a făcut acest gest la adresa lui Jador. Jador la acel moment era să cadă. Dacă ar fi căzut și s-ar fi lovit, ce s-ar fi întâmplat? Asta este întrebarea mea. De ce prezentatorul, de ce stafful, de ce nimeni din emisiunea aceasta nu e atitudine? Acesta, din punctul meu de vedere, este un gest violent. L-a împins. Jador era să cadă. Se vede clar pe imagini că Jador era să cadă. Sorin l-a împins cu intenția să îl dărâme. Nu l-a împins așa, prietenește, să-l a lovit pe umăr. Nu, l-a împins cu putere. Nu mi se pare absolut deloc în regulă ceea ce se întâmplă. Și vreau să vă mai atrag atenția în legătură cu un lucru. Sorin și Starlin, de altfel, îl acuză pe Jador că se preface, că este un joc, că este favorizat. Cine îl favorizează pe Jador? Cine îl favorizează pe Jador? Emisiunea. Deci, practic, Sorin și Starlin acuză
întreaga emisiune de favoritism. Acuză întreaga emisiune și spune că accidentarea lui Jador este fake. Înseamnă că Survivor este fake? Adică ei sunt lăsați să afirme lucruri și nimeni nu le atrage atenția. Până la urmă, noi, telespectatorii, ce să credem? Dacă eu aș ține cu Sorin și cu Stalin, păi aș spune, bun, Jador se preface, Jador are o accidentare fake, Jador este favorizat de către emisiune, deci emisiunea îmi dă de bănuit. Asta este părerea mea, vă invit și pe voi să-mi lăsați comentarii și de asemenea vă întreb și pe voi. Ce credeți despre asta? Haideți să revenim acum la Starlin. Și el, la rândul lui, a avut foarte multe remarci jignitoare la adresa lui Jador. Repet, încă o dată, nu țin cu Jador, nu sunt pro glumelor lui, nu sunt de acord cu ceea ce face el. Băi, dar până la urmă și până la coadă, accidentat, neaccidentat, omul are ceva la picior. Doctorul care este acolo de la emisiune, eu nu cred că este nebun. Sau dacă este, înseamnă că toți concurenții îl acuză indirect că este nebun. Că el nu știe meserie. Că el nu știe dacă un concurent este accidentat sau nu. Asta este părerea mea. Revenind la Starlin, și acesta are un comportament arogant, aș putea să zic, la adresa lui Jador. Zilele trecute am văzut la emisiune faptul că Starlin îi spunea lui Jador: nu mă atinge, nu mă atinge. Unde suntem aici? Că nu înțeleg. Grădinița, pe bune? Nu mă atinge. Îi spui unui bărbat, adică bărbat îi spune unui alt bărbat: nu mă atinge. Mi se pare dubios. Citez din Starlin: nu mă atinge, că dacă mă atingi, plec acasă. În contextul în care Starlin a venit la banca faimoșilor, în contextul în care Jador era la banca lui, adică mi se pare, nu știu, mi se pare Stan și Bran. Vorbești serios? Pe lângă faptul că nu mă atinge, nu mă atinge. Păi, vorbești serios? 3 ani, grădinița, hello, unde suntem aici? Grupa mare, trezirea, suntem la Survivor. Nu toată lumea ajunge la Survivor. Trebuie să ai plus 18, eu parcă așa știam. În concluzie, din punctul meu de vedere, Jador clar este marginalizat. Apropo de asta, am uitat aici, bine că mi-am amintit. Bine că mi-am amintit. Ați observat și voi faptul că Jador stă pe o parte a băncii, pe o parte a băncii pe care stau faimoșii și de partea opusă stă echipa lui. De altfel, nici în strategii nu-l mai includ. Îl las acolo deoparte și pur și simplu nu-l bagă în seamă. Deci este pur și simplu ca și cum Jador nu ar fi acolo. Nici măcar în conversații, echipa lui nu vorbește cu Jador. Este strigător la cer. Vorbești serios? Ce l-a făcut băiatul ăsta? Adică, pe bune, Zani și Sebastian Chitoșcă merită să se vorbească cu ei, merită să fie integrați în echipa faimoșilor după ce i-au făcut ce i-au făcut Elenei Marin, iar Jador nu mai merită. Jador, gata, trebuie exclus complet. Pe bune, deci nu mi se pare absolut deloc normal. Pe final, vă pun o ultimă întrebare. Voi credeți că alianța formată din Zani, Culiță, Ana Porgras, până la urmă și până la coadă toată echipa faimoșilor, că ce să mai, sunt foarte mulți, îl marginalizează intenționat pe Jador pentru a-l face să se simtă exclus și în felul acesta să își dorească să plece acasă, mai ales după accidentare? Voi ce spuneți?